Vă spun cu drag, și în această ocazie: și doresc ca să trăim împreună, și în această seară, o experiență de neuitat alături de ceea ce ne oferă Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când auzim cuvântul Evanghelie, foarte mulți dintre noi ne ducem fie în trecut, departe, fie undeva într-un viitor eterian, la niște promisiuni care nu prea au de-a face cu realitatea, nu prea au de-a face cu viața noastră prezentă și care sunt bune pentru oamenii mai slabi de înger. În această seară vreau să pornim împreună în căutarea adevăratei experiențe atunci când venim în contact cu Evanghelia. Ce înseamnă Evanghelia? Pe lângă toate acele definiții frumoase, pompoase, pioase pe care le-am Primit de-a lungul timpului, de la unii sau de la alții. Pe lângă faptul că este o veste bună, aș vrea să înțelegem că Evanghelia este despre viață. Despre viață. Și pentru a intra în miezul acestei Evanghelii despre viață, vă invit să facem o călătorie în timp și să trăim câte ceva din experiențele pe care le-au avut acei oameni. Care l-au întâlnit pe cel ce a fost Evanghelia întrupată, Isus Hristos. În Evanghelia după Matei, la capitolul 4 și 5, îl întâlnim pe Isus Hristos imediat după ce a fost ispitit de cel rău, călătorind prin cetățile Țării Sfinte. Spune Evanghelistul Matei, de la capitolul 4, cu versetul 12. Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice Țara lui Zabulon și țara lui Neftali înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și m-aș opri aici deocamdată. Aș dori să surprindem dinamica Evangheliei. Ideea aceasta că Isus străbătea locurile din Într-alta, aducând speranță, lumină, putere, acea, acea încredere, acea credință în inima oamenilor care se luptau cu sărăcia, cu lipsurile, cu toate provocările unei societăți care era înrobită de Imperiul Roman, a unui popor care aștepta un eliberator, un Mesia și care nu mai venea, de atâta timp își doreau ca să vină un eliberator, să-i scape de romani, să-i scape de opresiunea aceea, să-i scape de sărăcie, să-i scape de toate acele probleme cu care se confruntau și nu mai apărea acel Mesia. Și la un moment dat vine Iisus Hristos și prezintă această împărăție a lui Dumnezeu care nu este nici în trecut, care nu este nici într-un viitor nedefinit, care te plasează într-o lume a visurilor și a idealurilor imposibile, bune pentru suflet, așa, ți le dorești, dar nu o să le atingi niciodată. Dinamica aceasta străbate toate evangheliile și ne ajută să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu este atât în trecut, cât și în prezent, și va fi și în viitor. Este o realitate permanentă. Și cum noi trăim în prezent, Evanghelia aceasta este despre viață. Împărăția lui Dumnezeu a sosit, este aici. Și trebuie să ne raportăm la ea ca atare. Evanghelia pătrunde în acele elemente ale vieții noastre și aduce lumină, aduce pace, aduce speranță, aduce putere. Pe când mergea el dintr-o cetate în alta, Iisus a ajuns la Marea Galilei și a văzut doi frați și a început să îi cheme pe fiecare dintre ei, pe Simon și pe Andrei și pe ceilalți. I-a chemat să vină după el și ca fermecați oamenii aceștia își lasă slujbele lor și se duc după acest galilean misterios, pentru că avea ceva aparte, avea ceva deosebit. Lucruri pe care nu le găseau nici în societatea lor, nu le găseau nici la sinagogă, acolo unde cărturarii și farisei le vindeau în fiecare sâmbătă, în fiecare zi de, de șabat, tot felul de gogoși frumos, garnisite și împopoțonate și îndulcite, cu tot felul de povestiri și de imagini și de mituri care nu prea mai aveau legătură cu realitatea. Și Isus aduce cuvântul lui Dumnezeu din cer, jos pe pământ, îl întrupează și le arată că Evanghelia are de-a face cu viața, are de-a face cu elementele concrete și că poate să transforme o existență nefericită, plictisită, mediocră, plină de elemente anoste, în ceva interesant, într-o forță, în ceva care îți face viața cu sens, îți face viața frumoasă. Și fiți atenți ce spune mai departe evanghelistul, după ce i-a chemat pe acești ucenici și după ce ei l-au urmat entuziasmați, Iisus străbătea toată Galileea. Fiți atenți, Iisus străbătea toată Galileea. Mergeți pe traseul acesta în minte învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției, nu povești, nu lucruri frumoase care n-au de-a face cu realitatea și tămăduind orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Mă supăr atât de tare că în bisericile noastre, indiferent de confesiune, Predicăm foarte mult Evanghelia neputinței, Evanghelia oamenilor care se resemnează, tot felul de sfaturi și îndemnuri care nu te duc la o acțiune care să schimbe viața în mod radical. Ne plângem, ne crămăluim, ne mai mângâiem din când în când și zicem lasă că o să fie bine, nu te lasă, nu, o să, nu ești tu nici cel mai bun, nici cel mai rău. Ce să facem? Așa e viața. Ne resemnăm, nu mai luptăm, nu, nu mai suntem combatanți. Cu toate că în Sfânta Scriptură găsim o altfel de Evanghelie. O Evanghelie care pur și simplu scutură lumea în care ajunge și oamenii ajung să zică: dar ce este asta? Că n-am mai văzut așa ceva până acum. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Sunt atât de mulți oameni care se plâng. Sunt atât de mulți oameni cu mentalitate de victimă. Sunt atât de mulți oameni care nu mai pot să-și gestioneze viața singuri. Au nevoie de consiliere, au nevoie de psihologi, au nevoie de tot felul de cârje ale existenței ca să-i ajute să meargă mai departe. Majoritatea oamenilor așteaptă ceva de la vecinul, de la uh, patron, de la guvern, de la cineva, oricare ar fi, să le schimbe viața, plasând astfel responsabilitatea într-o altă sferă. Nu e responsabilitatea mea, e responsabilitatea altcuiva să-mi facă viața mai frumoasă. Ori Evanghelia este aceea care te responsabilizează și îți arată că tu trebuie să îți faci viața mai frumoasă cu puterea lui Dumnezeu. Tu trebuie să te ridici și să schimbi viața. Tu trebuie să înțelegi că împărăția lui Dumnezeu este aici, a sosit, este o realitate prezentă. Și trebuie să trăiești în împărăția lui Dumnezeu acum pentru a te bucura de împărăția lui Dumnezeu și mai târziu în viitor. Foarte mulți dintre noi suntem ori în plasa aceasta a nostalgiei trecutului, în care totul era, totul era sublim, frumos, foarte bun. Erau vremurile credinței, vremurile când biserica era în clocot și tânjim după acele vremuri și nu spun că nu erau lucruri bune. Dacă e să avem și o privire obiectivă, nu toate lucrurile erau atât de bune la ora aceea, la Perioada aceea de istorie din viața noastră. Erau destule lucruri care nu sunt bune de pus în ramă, și cu toate acestea avem tendința de a idealiza trecutul, de a cosmetiza chiar și lucrurile care nu erau atât de plăcute, atât de frumoase. Sau, mai avem și varianta aceasta, de a face din Evanghelie o aspirație a oamenilor care se uită undeva pierdut, așa în viitor, nu văd prea multe perspective, visează, sunt idealiști, n-au o țintă precisă în viață, dar stau așa și se gândesc la o perioadă a vieții lor, la o perioadă în care Dumnezeu va lua hățurile mâini și va centra lumea aceasta în care trăim, va aduce o judecată, vom scăpa de reumatism, de bol, de probleme, de necazuri, de suferințe, de toate greutățile. Atunci toate se vor sfârși și până atunci trăim așa într-un fel de semicapitulare. Și trăim așa de la minus 1 la 0 și plus 1 cel mult. Oare asta să fie Evanghelia doar un colac de salvare care te ajută să trăiești la limită? Între minus 1 și plus 1? Din când în când mai e câte un gât de apă, ești gata, gata să te neci, îți mai dă câte unul, uh, câte o palmă pe spate, te mai trezești, uh, mai găsești o făgăduință, oh, hai să mergi și eu mai departe. După aia, iară, cazi în depresia aceasta a descurajării și a, a lipsei de sens. Despre asta este Evanghelia? Spune cuvântul că puterea și influența lui Sus erau atât de mari încât i s-a dus vestea în toată Siria și țineți minte că atunci nu erau rețelele astea de socializare, nu era internet, nu era televiziune, ca să circule informația foarte repede. Într-o secundă ai dat un click și a ajuns informația până în Australia. Nu este vorba despre asta, ci este vorba despre o informație colportată din gură în gură, astfel încât Oamenii din Siria și din alte împrejurimi veneau ca să fie vindecați de Isus. Cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, El îi vindeca. După El au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Observați dinamica aceasta, cum vine ca un bulgăre care se face din ce în ce mai mare și impactează toată lumea, toată societatea, astfel încât Evanghelia devine un curent, o forță care transformă viața aceasta plictisitoare unor a noastră, lipsită de sens, lipsită de dinamism, lipsită de creativitate în ceva care ți-ai dori să facă parte din viața ta. O realitate atât de evidentă. Și la un moment dat s-au adunat în jurul lui Isus multe, multe noroade. Și când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte, și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Oare ce vrea să ne spună acum? Avem nevoie de niște lucruri extraordinare, de niște lucruri senzaționale. Credeți că numai atunci aveau nevoie oamenii de lucruri senzaționale? Nu, nevoia asta este în noi. De a auzi lucruri nemai auzite, de a încerca să credem că soluția la problemele noastre este foarte complicată. E nevoie de miracole să se întâmple în viața noastră pentru ca viața să se schimbe. E nevoie să vină un Salvator, un Mesia, ca să ne schimbe realitatea plictisitoare și apăsătoare în care noi ne ducem existența în fiecare zi. Asta este o convingere pe care noi o avem, o convingere limitativă. Și indiferent cât de sus sau jos te -ai afla în conștientizarea vieții, această dorință de a plasa responsabilitatea în sfera altcuiva de influență este în inima fiecăruia dintre noi. Ucenicii s-au apropiat de el să vadă, să le dea elixirul, să le dea soluția magică. Oare ce ne spune? Atitudinea aceasta mi-aduce aminte de povestirea pusă într-un roman de Paulo Coelho intitulată Alchimistul. Apropo, ca o mică paranteză, puteți să o găsiți lecturată foarte frumos de Florian Pitiș pe Canalul YouTube. O găsiți acolo. Dacă nu aveți timp să citiți cartea, puteți să o ascultați în mașină. Este o lectură extraordinară, în care este vorba despre un păstor din zona Andalusiei care la început merge cu oile sale peste tot prin zona aceea de unde se născuse, explorează, încearcă să cunoască, avea tot timpul la el o carte, încerca să cunoască lucrurile și auzise el undeva că există o comoară deosebită în Egipt la piramide și... Toată cartea se brodează în jurul acestei povestiri în care păstorul întâlnește diferite personaje care îl ajută să-și împlinească povestea de viață, legenda pentru care trăia el, legenda de viață. Și întâlnind mai multe personaje în drumul său, la un moment dat și-a vândut turma de oi ca să facă bani, să meargă mai departe în zona Africii și să ajungă la piramidele din Egipt. Și în traseul lui s-a oprit la un oraș în care era un negustor de cristaluri. Avea un magazin foarte vechi, mai nimeni nu venea în magazinul acela și s-a dus pe deal să vadă despre ce este vorba la prăvălia acelui negustor misterios. Era foarte foame, nu mâncase de mult timp și S-a oferit ca voluntar, după ce a schimbat câteva uh, formule de amabilități cu negustorul, a zis, uite, nu vrei ca să-ți uh, șterg cristalurile de aici? Nu o să vină niciun client să-ți cumpere ceva din magazin dacă ele sunt pline de praf și neîngrijite. Și, bineînțeles, negustorul s-a învoit să-i permite lucrul acesta, a început să șteargă cristalurile, între timp au intrat doi clienți, au cumpărat și a zis, uite, asta este semn bun, faptul că... Tu ai intrat aici, mi-ai șters cristalurile de praf și au venit câțiva clienți. După ce au mai vorbit, a zis, uite, nu poți să-mi dai ceva de mâncare, că mie mi-e foame. I-a dat ceva de mâncare și pentru o vreme s-a învoit ca să rămână în prăvălia lui, să lucreze, să facă bani pentru a ajunge la piramidele din Egipt să găsească acea comoară. Și totul se țese în jurul acestei povestiri. Și la un moment dat, bătrânul îi spune, după ce a stat doi ani în prăvălia lui, a lucrat pentru el, i-a făcut multe vânzări, oamenii au început deja să vină cu drag în prăvălia aceea, care fusese înainte uitată de lume și de timp. Cu un omul i-a zis, auzi, noua Allah ne-a spus în Coran că trebuie să respectăm cinci porunci. După ce le-a enumerat pe primele patru, s-a oprit, a făcut o pauză. Și băiatul curios a zis, dar care este cea de cincea poruncă pe care v-a dat-o Allah? Păi zice, cea de-a cincea poruncă este aceea de a face un pelerinaj, un drum la meca. Păi și? Dacă toate celelalte le-ai respectat, de ce nu ai vrea să mergi? Și a zis așa un lucru foarte interesant pe care aș vrea să rețineți. În momentul în care eu mă duc la Meca, nu voi mai avea niciun vis pentru care să trăiesc și continui să păstrez acel vis în inima mea, în sufletul meu, ca să am un motiv pentru care să trăiesc. Meca rămâne pentru mine un ideal, un vis pe care îl păstrez în mintea mea, în sufletul meu. Dacă acel vis mi se termină, mi se împlinește, eu nu mai am motiv să trăiesc. Știu câteva lucruri. Unu, că nu voi ajunge niciodată la Meca, tocmai din motivul pe care ți l-am spus. Doi, știu că tu nu-ți vei mai cumpăra niciodată oi, pentru că ești atât de hotărât să ajungi la piramide și să găsești comoara. Și nu doar că vei găsi comoara, ci după aceea vei căuta noi și noi provocări. Asta este diferența între mine și tine. Eu trăiesc pentru un vis în mintea mea tu trăiești ca să-ți împlinești visurile unul după altul. Și după aceea, tânărul și-a luat rămas bun de la bătrânul acela negustor și a mers mai departe după visul lui. Observați, dragi prieteni, că unii dintre noi așteptăm formule magice și trăim cu visul în mintea noastră, în inima noastră și nu vrem să-l împlinim. De frică să nu mai găsim sens și motivație pentru viață pe mai departe. Dacă eu împlinesc visul ăsta, ce mai urmează după? În timp ce oamenii, alți oameni din altă categorie, își caută provocări din ce în ce mai mari, din ce în ce mai multe. Am vrea ca altcineva să ne împlinească visul acesta. Am vrea ca altcineva să ne aducă soluții la viața noastră, așa cum au venit și ucenicii atunci, doamne, dă ne formula magică în povestioara aceasta și în romanul acesta. Aceasta este una dintre teme, găsirea elixirului tinereții și a pietrei filozofale care transformă orice metal în aur. Și până la urmă, personajul se întâlnește și cu alchimistul, dar Mesajul de bază al acestei cărți este că noi, fiecare dintre noi, suntem alchimiștii vieții și putem transforma orice situație într-un element favorabil pentru a ne împlini legenda de viață. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Doamne, dă-ne secretul! Asta așteptăm cu toții. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. What? Doamne, stai, 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 stai. Nu, 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 nu despre asta este vorba. Cred că n-ai înțeles bine. Doamne, noi vrem povești din alea în care să avem niște elemente supranaturale, miracole, să intervină cineva în mod subit în viața noastră și să schimbe totul. Cum adică putem să fim fericiți, să avem împărăția, chiar dacă suntem la cel mai jos nivel al societății? Și observați că Mântuitorul ia și construiește. Evanghelia începând de la cei mai marginalizați oameni, arătând că de acolo omul poate să construiască, omul poate să viseze, omul poate să își schimbe viața și existența într-un mod cât se poate de surprinzător. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Poți să transformi plânsul într-o experiență care te face mai puternic? Poți să înveți din eșecurile vieții tale și să devii mai experimentat? Să înveți lecțiile de viață și astfel să devii mai înțelept? Poți să devii mai sensibil atunci când plângi? Poți să înțelegi mai bine viața? Poți să vezi lucrurile mai bine? Să-ți păstrezi umanitatea? Observați că Mântuitorul a început de la lucrurile de jos, pe care noi ne, le neglijăm și considerăm că sunt ale oamenilor slabi de înger, ale oamenilor care au capitulat în fața vieții. Să fii sărac cu Duhul înseamnă să fii fraier, să, plâ să plângi înseamnă să fii slab și ceilalți să te înghită, să te mănânce, pentru că nu poți să-ți permiți luxul acesta. Într-o societate concurențială, cum să fii sărac cu Duhul într-o societate plină de oameni care dau din coate să ajungă mai sus? Cum să plângi? Nu se poate așa ceva. Și Isus spune, da, împărăția cerurilor și adevărata viață începe de la umanitate. De la acel moment în care îți arăți părțile vulnerabile, le accepti. Și vrei să construiești mai departe un, un castel măreț în care îți păstrezi umanitatea, în care îți valorifici acele daruri pe care ți le-a dat Dumnezeu. Dar nu încerci să fii măscăriciul nimănui, nu încerci să porți hainele nimănui, nu încerci să fii altcineva, nu încerci să îți construiești o existență falsă. Ferici de cei săraci cu duhul, al lor este împărăția celor, a cei care sunt sinceri, autentici. Ferici de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferici de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Asta ce -o mai fi. Cum poate un om blând să fie puternic? Cum poate un om blând, un om calm să răzbată lumea aceasta a concurenței, în care fiecare încearcă să fie mai sus decât celălalt. Mi-aduc aminte vis-a-vis -vis de plândețe de... și de plâns de fericitul Augustin, care în tinerețea lui n-a fost cheie de biserică și a călcat strâmb. Și mama lui Evlavioasă tot se ruga pentru el să se întoarcă fiul ei rătăcit și să-l urmeze pe Dumnezeu și să-și îndrepte viața. Și plângea și plângea și plângea și la un moment dat, într-o zi, fericitul Augustin, Sfântul Augustin, o surprinde pe mama lui rugându-se pentru el, suspinând și plângând. Și a spus așa, mamă, fiul... Acest fiul acestor lacrimi n are cum să se piardă. Rece de cei ce plâng, rece de cei blânzi care sunt puternici. Este ușor să fii recalcitrant, este cel mai la îndemână să te enervezi, să spui o replică, să-i trântești celuilalt. Un pumn în față sau să fii violent, este cel mai îndemână. Dacă cineva îți ripostează în trafic, să te enervezi, să înjuri, să fii recalcitrant, să lași geamul jos și să-i spui vreo două, este foarte ușor să adopți metoda aceasta. Pe de altă parte, unii își reprimă mânia aceasta și răutatea mergând în cinism. Mi-aduc aminte de unul dintre filozofii greci. Cred că este, da, este vorba despre Socrate, care avea o soție care a ajuns legendară pentru răutatea ei și pentru, pentru faptul că era foarte recalcitrantă și impulsivă. E vorba de Xantipa. Și la un moment dat s-a enervat pe el, nu știu din ce cauză. A, a chemat uh, niște musafiri la ei acasă. Și femeia s-a enervat foarte tare, și n-a mai, mai putut. A răbufnit și a aruncat un ligian plin cu mizerii și l-a udat din cap până în picioare. Și Socrate stă calm și cinic în fața ei, și ea se enervează și mai tare pe el. Cum? Ți-am aruncat un lighean cu mizerii pe tine și tu rămâi tot calm? La care el răspunde. Tot așa, cinic și plin de ironie, draga mea. După atâtea tunete și fulgere, trebuia să vină și ploaia. Nu despre calmul acesta cinic vorbim, nu despre blândețea aceasta răutăcioasă vorbim. Era, dacă vă aduceți aminte de poveștile acelea din vestul sălbatic. Despre vinetul și despre romanele lui Carl May, foarte cunoscute, noi, când eram în adolescență, le sorbeam, le citeam cu, cu inima în gât, nici nu mâncam de multe ori și stăteam până terminam romanul. Erau foarte bine scrise. Ei, în acele romane era descrisă acea rezistență a indienilor la suferințe și erau învățați de mici să suporte dureri extrem de mari și să nu scoată măcar un sunet. Era o virtute să fii cât mai chinuit de celălalt și să nu-i dai satisfacția că suferi sau că te doare ceva. Era o virtute asta. Nici despre blândețea aceasta, tot cinică, dar dusă la extrem, nu vorbim aici, ci vorbim de acea blândețe care izvorăște din bunătate, care izvorăște din noblețea sufletească. Spune Domnul Hristos, ferici de cei blânzi căci ei vor moșteni pământul cu alte cuvinte dacă ai experimentat bunătatea lui Dumnezeu și puterea evangheliei în viața ta nimic și nimeni nu te poate scoate din acel calm existențial avem fiecare dintre noi momente în care ne sardopurile da în care ne enervăm în care uh, suntem uh, stresați nu trebuie să idealizăm lucrurile avem momente de slăbiciune, dar dacă asta este o o trăsătură continuă de caracter, un mod de viață, atunci este o mare problemă. Vorbim de acel calm existențial, de acea putere prin care ne regăsim sensul, prin care ne regăsim direcția, prin care ne regăsim valorile și suntem tot timpul în echilibru, pentru că Evanghelia ne ajută să avem această putere. Ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire, că ei vor fi săturați. Cu alte cuvinte spune Mântuitorul, în viața aceasta adevărata putere, în orice vei face, este spiritul și valorile spirituale. Lucrurile materiale sunt bune, dar ele nu hrănesc sufletul, ele nu Ajută inima să fie mai puternică. Ele nu înseamnă hrană pentru viața noastră spirituală. Da, este foarte important să te ocupi și de lucrurile acestea, pentru că oferă un anumit confort, însă adevărata putere a oamenilor și adevăratul sens al vieții îl descoperi în momentul în care găsești lucrurile spirituale. Și Evanghelia ne ajută să găsim lucrurile spirituale în lumea aceasta materială. Aici este genialitatea divină. Aici este acel moment în care Isus a făcut legătura între Evanghelia, care vine de undeva de sus, de departe, cu lucrurile concrete ale lumii acesteia. Și a găsit lecții spirituale în elemente materiale. Exemple cu păstori, Exemple cu agricultori, cu pescari, și ajuta pe oameni să înțeleagă că împărăția lui Dumnezeu poate fi descifrată și poate fi înțeleasă prin lucrurile lumii acestea. Noi am separat cele două și unii trăiesc cu capul în nori, într-o spiritualitate eteriană care nu are legătură cu realitatea, iar alții au devenit atât de pragmatici încât pur și simplu au tăiat spiritualitatea din aproape toate domeniile vieții lor, considerând că lucrurile astea sunt pentru oamenii neancorați în realitate, pentru oamenii visători, pentru oamenii bolnavi pe patul de moarte. N-ai treabă cu astea, pentru că tu ai de lucru doar cu lucruri concrete. Ori Iisus a zis, stați un pic, Că nu despre asta este vorba. Nu trebuie să fiți niște visători cu capul în nori, dar, pe de altă parte, nu trebuie să fiți atât de pragmatici încât să sufocați tot ceea ce este spiritual din viața voastră. Cele două trebuie să se îmbine. Evanghelia, care vine din partea lui Dumnezeu și îți oferă puterea spirituală, se reflectă în lucrurile materiale și lumea aceasta în care suntem, reflectă lumea lui Dumnezeu. Ne ajută să înțelegem. Cum funcționează viața? Cum funcționează împărăția lui Dumnezeu? Cum funcționează sufletul nostru? La un moment dat Dumnezeu, Domnul Hristos, spune acea pildă cu bogatul nemilostiv care își mărea în fiecare zi averile. Și nu asta este problema lui. Problema lui a, a fost în faptul că... A încercat să creadă că Sufletul se hrănește cu lucruri materiale și spune, Dumnezeu, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere Sufletul și toate aceste lucruri ale cui vor fi. Cu alte cuvinte, tu nu-ți dai seama că Sufletul nu se hrănește cu lucruri materiale. Hrana Sufletului are de-a face cu lucrurile spirituale, care se reflectă în administrarea lucrurilor materiale. Ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Cu alte cuvinte spune Mântuitorul, dacă vrei să găsești rană pentru sufletul tău, dacă flămânzești, vei fi săturat. Felice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, felice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Astea sunt niște valori și niște virtuți pe care le-am dat la o parte și pe care încercăm să le, le punem așa într-un cont de umbră, pentru că te fac să arăți ridicol în ochii unei lumi postmoderne, în care ambițiile, egoismul, răutatea și lucrurile astea de cancan te fac să fii celebru, să fii puternic, să ai imaginea aceea de om invincibil, cu o imagine de nezdruncinat. Cu toate acestea, până la urmă, adevărații oameni sunt cei care rămân la valorile care dau contur sufletului nostru, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că ei vor fi chemați fie ai lui Dumnezeu culmea, că tocmai la lucrurile care ne, ne, agită și ne fac să fim nefericiți și încruntați și răutăcioși și plini de replici și nemulțumiți, tocmai la alea ne uităm. Și suntem parcă înfometați după scandaluri, după showbiz, după toate lucrurile acelea care ne fac să vedem lucrurile rele din viața oamenilor. Și să fim critici și acizi și nemulțumiți. Dar Isus spune că Evanghelia este despre lucrurile acestea care au de-a face cu umanitatea noastră. Ferice de cei milostivi, că ei vor avea parte de milă, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și acum, dacă ne uităm în inima noastră și în viața noastră, spuneți-mi dacă nu avea dreptate Mântuitorul. Sunt fericiți acei oameni care se ceartă cu toată lumea și sunt în scandal, în televiziuni, în politică, în afaceri, cu toți ceilalți, sunt fericiți cu adevărat? Sunt fericiți acei oameni care în momentul în care pun capul pe pernă nu mai știu ce să facă de griji. Ah, oh, creditul! Am nu știu câte milioane de euro. Ce o să fac? Oare o să-mi livreze marfa la timp furnizorii ăștia sau nu? Uai! Oh, stai să mă gândesc. Cum o să fie cu tranzacția asta? O să pierd sau o să câștig? Ah, oh, când stau să mă gândesc că l-am fraierit, la am mustață pe celălalt oare să-și dea seama sau nu, să meargă mai departe în afacere sau nu. Sunt fericiți oamenii? Suntem fericiți când avem o astfel de existență? Suntem fericiți în momentul în care gândim lucrurile în felul acesta? În care toată viața noastră este o goană după nimic și după nimeni? În care totul este un fals? O direcție nedefinită? Da, zicem că avem scopuri, avem targeturi, avem ținte, dar ele nu ne hrănesc sufletul cu absolut nimic. Ferice de cei cu Inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Departe de mine gândul de a idealiza pauperismul și sărăcia. Să spun că sărăcia este o virtute. Nu, sărăcia nu este de dorit, absolut deloc. Și nu înseamnă că oamenii săraci sunt automat și neprihăniți. Am întâlnit săraci atât de mândri și atât de răutăcioși încât pur și simplu nu puteai să stai în fața lor. Criticau pe toată lumea, nemulțumiți, da, uite-o la face așa, uite-o la face așa. Nu despre asta vorbim. Ci vorbim despre acea curăție a inimii. În momentul în care te duci seara la culcare, să poți să așezi liniștit capul pe pernă cu evanghelia în suflet și să spui Doamne, îți mulțumesc pentru ziua de astăzi. Îți mulțumesc pentru momentele acestea de luptă pe care le-am avut astăzi în care am ieșit biruitor. Au fost momente în care credeam că mă prăbușesc. Au fost momente în care credeam că pot să pierd lupta, dar cu ajutorul tău, am ieșit învingător. Doamne, chiar dacă am avut înfrângeri astăzi, sunt mulțumit că n-am năpăstuit pe nimeni, sunt mulțumit că Tu ești garanția vieții mele, sunt mulțumit că am cuvântul Tău în suflet, sunt mulțumit că nu m-ai părăsit, sunt mulțumit, Doamne, pentru că încă inima mai bate în mine, sunt mulțumit că sunt copilul Tău, sunt mulțumit pentru că Tu mi oferi o nouă zi pe care o pui în fața mea. Da, asta înseamnă puterea Evangheliei. O Evanghelie care coboară până în viața ta. Nu este despre povești ale altora, ci este vorba despre povestea ta de viață pe care tu poți să o scrii în fiecare moment, în fiecare zi. Și merge mai departe Mântuitorul spunând că este ferice de voi când îți prigoniți din pricina neprihănirii, și cei prigoniți. Au, cadar, împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când veți fi prigoniți pe nedrept. Și în momentul în care ești corect, în momentul în care vrei să faci lucrurile așa cum trebuie, mai devreme sau mai târziu vei fi prigonit. Pentru că oamenii nu pot să suporte integritatea, nu pot să suporte adevărul dacă nu rezonează cu el. Și au momente în care ar dori să-i dea la o parte pe toți cei care sunt de partea adevărului, de partea dreptății, care cultivă bunătatea, valorile în suflet. Nu suportă. Evanghelia este despre aceste realități în care noi trăim. Evanghelia este despre viața noastră. Și în momentul în care Isus a venit să le spună oamenilor despre ce este Evanghelia. Ei se așteptau la cu totul și cu totul altceva, la povești cu Mesia care vine călare și care uh, spulberă toți vrăjmașii. Un Mesia care electrizează armate, care alungă oștirile romane din țara sfântă. Se așteptau la soluții miracol, la soluții care n-au de face cu deciziile lor, ci au de face cu ceea ce face Mesia pentru ei. Și Isus le spune, hello, wake up, treziți-vă, dragii mei, soluțiile sunt la voi, Dumnezeu v-a dat resurse să vă treziți și să începeți de acolo de unde sunteți voi, de la viața aceea nenorocită și nefericită pe care o aveți, să creșteți spiritual și să vă transformați noi de multe ori când citim despre uh, declarația mesianică a Domnului Isus Hristos sau despre declarațiile pe care El le face în Evanghelie, în momentul în care spune, uh, spune solilor pe care i-a trimis Ioan la El să-l întrebe dacă este El Mesia sau este altul, și a spus: uh, Știți ce să-i spuneți lui Ioan? Spuneți-i că orbii văd, șchiopii umblă, orbii, da, sunt vindecați, ceilalți oameni își recapătă sănătatea și săracilor li se predică Evanghelia. Noi ne gândim că predicarea Evangheliei săracilor înseamnă că Isus Hristos a venit cu ajutoare sociale să sprijine acea, acea stare nenorocită a vieții lor. Dar este fals. A predica săracilor Evanghelia înseamnă a-i scoate din situația lor nenorocită, de a-i învăța cum să iasă de acolo, de a fi util societății de a se ridica deasupra vicisitudinilor și de a schimba viața. Asta înseamnă să predice Evanghelia săracilor. Nu să întreții o țară de asistat social. Asta este împotriva Evangheliei. Nu să-i susi pe cei care nu vor să muncească. Pe cei leneși. Pe cei care nu vor să facă nimic pentru binele comunității și pentru binele lor. Și care doar așteaptă cu mâinile încrucișate să ne mai vină ajutorul, să ne mai vină alocația, să ne mai vină tot felul de sprijinuri de la guvern, de la parlament, de la toți ceilalți care n-au altceva de făcut decât să ne susțină pe noi. Evanghelia aceasta este nesănătoasă. Și Isus a vrut să ne arate că Evanghelia este despre schimbarea vieții. Chiar dacă ajungi să fii prigonit, poți să fii puternic. Chiar dacă ajungi să plângi, să ajungi flămând, să ajungi în momente în care devii vulnerabil, permițându-ți să fii om, nu uita că Evanghelia pleacă de aici, de la umanitate. Și apoi continuă Iisus, voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii, sunteți o cetate așezată pe un monte. Cu alte cuvinte, a înțelege Evanghelia înseamnă să influențezi în bine lumea în care trăiești. Noi am transformat Evanghelia într-un moralism din ăsta ieftin în care. Nu mai știm cum să-i tragem de păr și de urechi pe oameni că au greșit într-un anume sens. Începem să ne transformăm în judecătorilor, începem să le dăm lecții de viață, începem să fim intransigenți, începem să fim critici față de ei și să le spunem, uite, eu arăt mai bine decât tine, imaginea mea arată mai bine decât a ta. Dar nu despre asta este Evanghelia. Evanghelia este despre viață. Evanghelia înseamnă să. Pleci de acolo de unde ești și să găsești soluții astfel încât viața ta să fie mai bună și viețile celorlalți să fie mai frumoase. Povestea alchimistului se termină foarte interesant. După ce a trecut prin multe experiențe traumatice, în călătoria lui spre piramidele din Egipt, Ajunge să fie bătut de niște hoți care prădau morminte și care i-au furat tot aurul pe care l-avea la el pentru a susține cheltuielile călătoriei. Și unul dintre ei, după ce a stat de vorbă cu el, i-a spus un lucru care i-a schimbat optica despre comoară și care l-a ajutat chiar să ajungă la comoară, deși Hoțul acela nu credea o boabă din ceea ce i-a spus. După ce i-a povestit care este visul lui, că vrea să ajungă la piramide, să găsească acea comoară pentru care era dispus să moară, unul dintre hoți, după ce s-a trezit cu greu din duna aceea de nisip, pentru că fusese bătut de acei hoți, i-a spus, tu cauți comoară. Tu crezi în povești din astea despre comori? Încă mai ai naivitatea asta să crezi că există un vis pe care tu ți-l poți împlini în viața aceasta? Mi-a povestit și mie un prieten de al meu, un păstor, că există undeva în Andalusia, în ruinele unei biserici, un copac crescut aproape de altarul bisericii și că la rădăcinile lui ar fi ascunsă o comoară. Da, cine poate să creadă astfel de povești? Ca să afle că de fapt acela era locul în care își petrecea aproape fiecare zi meditând și s-a întors înapoi în Andalusia, a săpat sub copacul acela care crescuse Lângă altarul bisericii, în ruinele acelea, și-a găsit comoara. Morala poveștii și a romanului și lecția pe care vrea să ne o transmită Dumnezeu este că soluția este atât de aproape de noi și noi înconjurăm marea și uscatul ca să găsim tot felul de surogate la problemele vieții noastre. Însă mesajul Evangheliei este atât de simplu. Viața este frumoasă. Dumnezeu a pus soluțiile lângă noi la toate problemele. Și de multe ori ne complicăm atât de mult existența în căutarea unui elixir, a unei soluții magice, a unui miracol care să schimbe ceva. Dar Hristos spune: Miracolul este lângă voi. Se numește Evanghelie și Evanghelia este întotdeauna despre viață. Evanghelia este întotdeauna despre împărăția lui Dumnezeu. O împărăție care coboară din cerul lui Dumnezeu, aici pe pământ, unindu-le cerul și pământul în persoana lui Iisus Hristos și făcându-ne viața mai frumoasă, mai demnă de dorit, mai plină de farmec, mai plină de putere, mai plină de iubire. Asta este Evanghelia adevărată. Evanghelia este despre viață. Nu uita niciodată acest.